Bună ziua, dragi prieteni! Subiectul tutorialului de astăzi se referă la rework-ul adaptorului pentru RNS 510 de la Carprog. Mulți dintre dumneavoastră au încercat să decodeze o asemenea navigație și au eșuat datorită faptului că aceste adaptoare sunt foarte prost realizate chiar de când vin de la producător. Metoda pe care vă prezint este inspirată după tutorialul userului Vlad Volga, căruia țin să-i mulțumesc deosebit. El a stat la baza acestei metode de rework. Dumnealui realizează un adaptor nou, dar având pe care l-am făcut și l-am utilizat și eu, dar din experiențele pe care le-am făcut, și adaptorul original cu care vine Carprog-ul dotat poate fi adus în stare de funcționare. Așadar, vă prezint un adaptor așa cum vine el în stare nativă de la producător. Deci așa arată adaptorul neprelucrat. Remarcați faptul că au condensatori SMD. Acest condensator pe ei am măsurat și au valoarea de 100 de nanofarazi, o valoare foarte mică pentru ceea ce ne trebuie nouă. De asemenea, prezintă și un defect de poziționare a firului roșu. Acesta trebuie lipit pe un pin alăturat, nici de cum aici. Aici generează o tensiune de 5V insuficientă pentru pornirea navigației. Modul în care se prezintă un astfel de adaptor asupra căreia s-a făcut rework, vi-l prezint imediat. Iată cum arată un adaptor care este în stare de funcționare. Deci remarcați faptul că acei condensatori SMD ceramici au fost înlocuiți cu condensatoare electrolitice, iar firul a fost mutat pe o ieșire de 12V. Menționez faptul că pentru decodarea navigației RNS 510 este necesar ca să alimentăm extern Carprog-ul cu un alimentator care să ne genereze măcar un curent de 1,5 A, deoarece la butare navigația ia un curent peste 1 A. În comparație cu schema domnului Volga, el folosește o alimentare separată a navigației, pe când acest adaptor generează el însuși tensiunea necesară pentru punerea în funcțiune a navigației. Semnificația firelor, iată aici, deci este verdele este TX, negru ground, roșu 12V, albul RX și negru tot ground. Pentru a fi mai ușor, vă prezint în continuare schema. Este luată din tutorialul domnului Volga. Veți găsi în descrierea tutorialului și un link spre acesta, spre tutorialul dumnealui. Îmi pare rău că nu pot să vă prezint live modul de decodare, dar nu am la dispoziție acum un RNS, dar vă garantez faptul că este funcțional. Un aspect neplăcut este faptul că foarte multe din Carprog vin cu acest tip de adaptor. Aparent, el seamănă foarte mult cu cel pe care vă l-am prezentat anterior, însă
La acesta, din nefericire, PCB-ul este greșit și nu putem face rework. Chiar dacă facem rework asupra lui, nu devine funcțional. Deci, cel mai bine pentru a utiliza un astfel de adaptor este să-i facem un alt PCB sau deci se poate folosi Max 232 de aici, dar pe un alt PCB făcut cu după schema domnului Volga. Cam atât v-am prezentat astăzi. Sper să vă fie utilă această informație. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe săptămâna viitoare!